Sâmbătă, 9 mai, Primăria orașului Șimleu-Silvaniei, împreună cu Garnizoana Șimleu, au organizat manifestări militare și culturale pentru sărbătorirea zilei cu triplă semnificație. Manifestarea evenimentului a avut loc la troița din fața Bisericii Ortodoxe numărul 1 Șimleu. Momentul depunerilor de coroane și gerbe de flori la troiță a fost precedat de Te Deum și alocuțiuni din partea președintelui Asociației Naționale Cultul Eroilor, colonelul Alexandru Șerban, comandantul garnizoanei, colonelul Ștefan Toader, primarul orașului Septimiu Cătălin Țurcaș, deputatul Lucian Bode, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Valeriu Crișan. S-au decernat diplome de excelență veteranilor de război și văduvelor de către comandantul garnizoanei, flori și cadouri simbolice înmânate de primarul orașului Septimiu Cătălin Țurcaș. Un scurt program artistic prezentat de școlile din oraș și defilarea gărzii de onoare a fanfarei în aplauzele celor prezenți au încheiat această manifestare. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Onorată asistență, în ordine cronologică, dar și ca importanță, data de 9 mai 1877 constituie un moment semnificativ în dezvoltarea politică a statului român modern prin adoptarea de către Parlamentul României a unei rezoluții care proclama absoluta independență a țării. În al doilea rând, pentru întreaga istorie europeană, 9 mai 1945 este ziua încetării celei de-a doua conflagrații mondiale prin capitularea necondiționată a Germaniei naziste la cartierul general sovietic din Berlin. În al treilea rând, la 5 mai 1949 a fost fondat Consiliul Europei și astfel a fost aleasă această dată pentru a celebra propria înființare din 1964. Cu toate acestea, liderii comunităților au decis să stabilească Ziua Europei la 9 mai 1950 în comemorarea Declarației Schuman. Ne plecăm frunțile, aprindem lumânări de veche și depunem florile recunoștinței la mormintele, monumentele și la simbolurile bravilor borobanți din războiul pentru independență din 1877-1878, ale ostașilor români din primul și al doilea război mondial, inclusiv la ale altor popoare care și-au dat viața pe pământul patriei noastre, militarilor decedați în teatrele de operații din Irak și Afganistan și, nu în ultimul rând, ale martirilor Revoluției Române din 1989. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Mările Sfinte, Sfinte și cele de ființă și de viață, făcătoare și nedespărțite trei, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. La ta îndurare cădem cu frică și cu cutremur, ca niște serfi netrednici spre semn de mulțumire pentru binefacerile tale pe care le-ai arătat poporului tău. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
are cuvântul președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor, domnul colonel în rezervă, Alexandru Șerban. Extins și brav veteran de război, domnule deputat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj, domnule primar, domnule comandant al garnizonului Sindeu, distinse oficialități, distinse fețe bisericești, dragi copii, stimați cetățeni ai orașului Șimleul Silvaniei, bravi militari! Există în tradiția popoarelor buna orientare, ceea ce denotă și o bună creștere de a comemora evenimente importante în viața poporului. Dar astăzi, pentru că este 9 mai și este o zi atât de frumoasă, aș întoarce puțin la distinșii veterani de război. Pentru că în urmă cu aproximativ o oră, un gest frumos făcut de domnul primar al orașului, de comandantul garnizoanei, de domnul deputat, bineînțeles și de alți ofițeri, de a merge în cimitirul care se găsește undeva în apropierea unităților militare și de a așeza o floare la căpătâiul a 8 militari germani care au fost uciși în lupte în această zonă și a unui român undeva din zona Mureșului, a fost unul frumos și impresionant. Și de aceea dați-mi voie, domnule primar, domnule comandant al garnizoanei, să vă mulțumesc frumos pentru acest gest. România a participat la marea conflagrație cu tot ce a avut mai bun, iar actul mareșalului general pe vremea aceea, Antonescu, din iunie 1941, când dintr-un tren, poate că sugestiv, numit Patria, a dat acel cunoscut ordin, trupe române, Vordon, treceți prutul, probabil că era unul necesar. Noi eram izolați atunci, eram ca un lac latin într-o mare slavă. Franța și Anglia, aliații noștri tradiționali, erau la relativă depărtare de noi. Nu aveam altă soluție. Ca și actul de la 23 august 1944, probabil că a fost necesar, mai ales că l-a scurtat războiul cu 6 luni, ceea ce sigur a dus la salvarea multor vieți omenești. Dar pierderile umane din al doilea război mondial au fost foarte mari. România pierduse teritorii întregi, Ardealul, Basarabia, Bucovina, Cadrilaterul. Aveam aproximativ 14 milioane de locuitori. Ei, din aceștia, 1 milion și-au găsit sfârșitul pe câmpurile de luptă. Invităm să ia cuvântul comandantul garnizoanei Șimleu Silvaniei, domnul colonel Ștefan Toader. Ca veteran de război, distinsă asistență, permiteți-mi să vă salut pe toți cei care ne onorați cu prezența. Se împlinesc astăzi 138 de ani de la proclamarea independenței României la data de 9 mai 1877. Interpelat Mihail Cogălnicianu, care era ministru de externe la acea dată, în adunarea Parlamentului asupra acestui fapt, urma să spună: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Desigur, independența României s-a realizat pe baza unui efort și a unui efort militar. Efortul militar a constat în participarea cu 60.000 de militari, din care 10.000 și-au pierdut viața. Pentru că suntem artileriști, participarea artilerii a constat în 10 baterii de artilerie care au fost dispuse pe malul stâng al fluviului Dunărea. Două dintre acestea se chemau Carol și bateria a doua Elisabeta. Regele Carol I a deschis focul din bateria 1 de la Calafat asupra Vidinului. După primele lovituri, urma să spună celebra expresie: asta e muzica ce-mi place. A doua semnificație a acestui eveniment o constituie 9 mai 1945, când armata României se găsea la 80 de kilometri de orașul Praga. Atunci războiul s-a încheiat. Pierderile la nivel global în acest război, al doilea război mondial, au fost de 72 de milioane de oameni morți, răniți, dispăruți, dintre care civili 47 de milioane. Efortul României la acest număr a fost al armatei de 300 de mii de oameni, dintre care 178 de mii morți, ceilalți dispăruți și luați prizonieri.
64.000 din rândul civililor. Regimentul pe care îl comand a participat la al doilea război mondial, atât în campania din est, cât și în campania din vest, cu batalionul 7, aruncătoare proiectilele active, general Vasile Danacu, care a pierdut 147 de militari. Am încercat să spun în câteva cuvinte grozăviile celor de al doilea război mondial, pentru a arăta sacrificiul depus de către participanți, parte din ei prezenți, pe rândul din față, rândul veteranilor de război, căruia doresc să le mulțumesc și să le spun că am onoarea să-i salut. Nu în ultimul rând, a treia semnificație acestei zile înseamnă 9 mai 1950, care este ziua fondatoare a ceea ce se cheamă astăzi Uniunea Europeană, o comunitate de 28 de state, cu monedă unică, cu imn unic și cu drapel unic. Doresc ca această zi să fie sărbătorită pe continentul european, generații de generații, în libertate și într-un respect reciproc. Vă mulțumesc pentru atenție. Are cuvântul primarul orașului Șimleu Silvanei, domnul inginer Septimiu Țurcaș. Onorați veterani de război, onorate fete bisericești, domnule deputat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule comandant, cadre militare, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ziua de 9 mai este o sărbătoare a românilor. Ziua de 9 mai este o sărbătoare a șimleanilor. Ne bucurăm că în fiecare an reușim să ne întâlnim în această piață pentru a marca, așa cum se cuvine, cele trei evenimente. Aceste trei evenimente care fac ca, după victoria pe care am obținut-o alături de aliații noștri în anul 1945, să putem sărbători și Ziua Europei. Aparent, aceste lucruri par că nu se leagă una de alta, dar totuși se leagă, pentru că faptul că suntem în Uniunea Europeană este strict legat de sacrificiile care au avut loc atât pe fronturile de luptă, cât și pe fronturile politice din ultimii ani. Eu vreau să mă bucur, în primul rând, că astăzi avem alături de noi veteranii de război sau soțiile acestora și mă înclin cu multă recunoștință în fața domnilor Pop, domnul Bolog, doamna Ciobanca, doamna Noci, doamna Covaci și cu siguranță faptul că putem să sărbătorim aceste zile în libertate se datorează și domnilor lor sau soților doamnelor veteranilor de război. Eu aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă dori din partea noastră multă, multă sănătate, să aveți parte de bucuria alături de cei dragi dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, să mulțumesc armatei care s-a implicat ca și în fiecare an, parcă în acest an în care sărbătorim 70 de ani de la Ziua Victoriei mai mult. Din păcate, până astăzi n-am știut că există un erou înmormântat în cimitirul romano-catolic de pe strada Sadoveanu. O să știm de astăzi înainte și o să îl onorăm așa cum se cuvine, atât pe el cât și pe cei 8 sau 10. 8 sunt scriși, dar părerea mea e că sunt vreo 12 nemți care sunt înmormântați în acest cimitir și începând cu acest an, evident că sărbătoarea noastră va începe cu omagierea lor în cimitirul romano-catolic. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră și sunt convins că împreună și în viitor vom putea face lucruri bune. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul deputat Lucian Bode. Azi, însă, mai mult decât oricând, consider că se cuvine să vorbim despre principiile, valorile și idealurile pe care s-a fondat la 9 mai 1950 Uniunea Europeană. Constituită în scopul integrării economice a statelor membre, azi vorbim de integrarea politică a tuturor statelor membre. Principiile, valorile, idealurile pe care s-a fondat Uniunea Europeană trebuie să fie o obligație și nu un moft pentru absolut toate statele membre ale Uniunii Europene. Să credem și să susținem drumul irreversibil pe care a pornit România, acela al unei Europe unite
în diversitate. La mulți ani Europa, la mulți ani România, la mulți ani și Mleu Silvanie. Are cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Crișan. Cu permisiunea dumneavoastră, să încep cu tradiționalul salut creștinesc, Hristos a înviat. Domnule primar, domnule deputat, onorată asistență și audiență, dragi veterani de război, urmași ai veteranilor de război, onorate fețe bisericești, dragi șimleoane, iată că Șimleul se înscrie și astăzi ca un exemplu pozitiv în ceea ce înseamnă comemorarea și cinstirea valorilor importante ale istoriei României, a zilei de 9 mai, a triplei semnificații a acestei zile. S-au spus multe, dar cred că îmi revine poate mai mult ca oricăruia, obligația de a aduce un omagiu în plus tuturor veteranilor de război, dar și generațiilor tinere un exemplu. Cred că nouă generațiilor tinere și cele viitoare ne revine obligația morală de a face cunoscută istoria României. Poate că de multe ori ne uităm cu patos și invidie la anumite state europene și nu numai, cum știu să-și promoveze istoria, prin firme sau prin alte obiective. Cred că noi, generațiile tinere, avem obligația aceasta de a promova istoria și de a fi mândri, în primul rând, că suntem români. Cred că nu trebuie să lăsăm această sarcină numai autorităților sau altor persoane publice. Cred că această obligație este personală și depinde de noi să o ducem la bun sfârșit. Țin să felicit pe această administrație a orașului Șimleu și în special a domnului primar, pentru că iată că an de an nu uită să comemoreze aceste pagini importante ale istoriei. Astfel că în nume personal și a instituției Consiliului Județean pe care astăzi o reprezint, țin să vă urez la mulți ani, la mulți ani România, la mulți ani Europa, la mulți ani și Mleu Silvanie. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, urmează decernarea din partea comandantului garnizoanei și Mleu Silvanie a diplomelor de excelență, veteranilor de război și văduvelor de război. De asemenea, primăria orașului Șimleu Silvaniei oferă flori și acordă cadouri simbolice. Domnului Balog Alexandru, veteran de război. Domnului Făgărășan Ioan, veteran de război. Doamnei Ciobanca Anastasia, văduvă de război. Doamnei Nod Gizela, văduvă de război. Doamnei Covaci Agneta, văduvă de război. Se vor mai acorda diplome de excelență și cadouri simbolice prin vizita la domiciliu de către reprezentanța ai garnizoanei și primăriei Șimleu următorilor veterani de război. Doamnei Ihoș Elisabeta, doamnei Barbara Gizela, domnului Lohar Ianu, domnului Tout Șandor, domnului Țimer Ștefan,
domnului Hegedu Ștefan și domnului Covaci Iosif.